Bună dimineața, dragi prieteni, bună dimineața, dragi urmăritori. La mulți ani români, la mulți ani România. Vreau să vă spun doar atât. Nu sunt un mare înțelept, nici nu cred că voi fi vreodată, dar fiți mai buni, dragi prieteni. Fiți români în fiecare zi. Susțineți-vă țara în fiecare zi, nu doar de 1 decembrie. Iubiți-vă țara, dragi prieteni, să fiți bucuroși. E luna cadourilor. Vă doresc o lună minunată. Decembrie cred că e cea mai frumoasă lună din an, părerea mea, și cred că am putea să fim mai buni în această lună, măcar dacă nu în restul anului nu reușim asta, măcar acum să reușim să fim mai buni, să ne ajutăm între noi, pentru că și sufletul nostru o să fie mai liniștită cu ocazia asta. Așa că, dragi prieteni, iubiți-vă țara, fiți mai buni unii cu altul și să fiți fericiți, sănătoși și multe bucurii să vă aducă Moș Crăciun. Vă iubesc, vă pup și vă doresc o zi minunată. Și nu în ultimul rând, la mulți ani tuturor celor care au sărbătorit ziua onomastică ieri, Andreea, mă scuzați că nu v-am scris, dar vă spun acum, la mulți ani prieteni, la mulți ani Andreea, la mulți ani România. Vă pup și vă iubesc cu mult drag din partea mea și a soției mele, chiar dacă nu e aici cu mine în momentul de față. O zi minunată tuturor, să fiți fericiți și, o paranteză, urmează o surpriză din partea noastră, sper să fiți alături de noi, revin cu un clip și povestim mai departe. O zi minunată!